Dar ce ai văzut tu? Ce am văzut eu? Păi tu ai spus că ai loc doar pentru mine. Ei, mai analizează și da, mă, lasă el. M-a mințit mai, cumva? Erau lângă noi acolo și au dat amândoi din fund în fund un dans. Cine nu, așa. La Righi, eram la jumătate de metru. Da. Nu, nu da. Despre asta zici, Piu? Mariana, ce zici? Piu nu era în emisiune. Roxy, ce faci? Gură mare. Roxy. Ce faci, vrei să joci? Bine, și nu schimbați cadru, schimbați cadru. Move, next. Next picture, next picture. Dar vorbește-mă cu prietena ta, ce-i? Dar nu-i prietena mea. Tu ești prietena mea. Ce, Manu, ce? E fosta ta. Pe ai chemat-o la camera asta. Aveți, măi, nebunii. Crede-mă, ia-i fost la camera. Băi, nu mai încurcați, frate, treburile. La cap. Aveți, mă, frate. Ia-ți de la început, frate. Ai votat-o pentru liderul casă. Băi, cât am fost în casă, frate, prima dată. N-am avut tot, frate, pentru nimeni. Eu vorbeam cu Roxana de atunci. Dar lasă-mă că ai fost cu mai multe camera roșie. Lasă, frate, camera roșie. Îmi povestea de facultate și de peripețiile de acolo. Da, tu cu este un bun prieten. Auzi, ai avut o singură cameră roșie și aia a fost. Dar de ce nu recunoști că ai plăcut-o pe Mariana prima oară? I-a plăcut de mine ca om. Roxana i-a plăcut de mine ca om. Da, eu cu Roxana, eu cu Roxana sunt prietene și în casă și în afară. Nu acum m-a spărat cu ceva. Next. Dar cum se dă așa? Dar aștept să-mi dea Andreea mai acasă cu tine. Roxana, până în această zi, până în această zi, doar din deget. Roxana, tu în spate ai spus o părere care e incorrectă și mi-ai pus în această stare. Dar până în această zi, tu mi-ai fost... Băi, tu Mary ai Jane, fost o persoană... Mary mai să faci ceea ce s-a întâmplat acum! Băgăm, victimizare! Roxana! Dacă tu... Roxana! Dacă tu ai făcut așa cu băieții, eu nu! Ai înțeles? Mariana, domnul e martor! Ia uite-l! Dacă tu ești nu curată, e problema ta! Tu m-ai adus în această stare! Că el a avut gândul tău și părerea! Tu ești unica vinovată ce ai făcut! Și pentru asta ce să faci? O să mă bat? Dacă tu faci... Ce am făcut eu, mă? O să mă bat? Frustrată, ce am făcut eu? Frustrată! Ai zis că am făcut pe... Așa, ce? Ești nerușinată! Ești nerușinată! Turcu, în calitate de prieten, da. Ne-am înțeles. Ce prieten? Că nu e prieten odată. Cu tine. Dar nu e prieten cu tine. Ok, nici nu e nevoie să-mi fie prieten cu cineva. Fie, da. Am spus ceva cu Bianca și Livian. Ce? Când mi-am confirmat, de ce familia mea mereu, când fratele mamei, așa, mereu îmi spunea, nu-i treaba ta, nu-i treaba ta. Am înțeles de ce îmi răspunde așa. Așa. Că nu e ok aici să spun la nimeni ce fac eu și unde. Dar ce facem noi? Roxana. Ia. Gândește-te, că tu ce? Pe cine ai acuzat e în căutare așa internațională. Așa. Dar ești așa, te găsești și îți dă procese. Să aduci tu! Să mă dea judecată! Bă, uzoară din Arusala pe Facebook și pe Instagram! Te-aș numi! Te-aș numi! Dar știu că vrei să bați! Dar și pentru tu să pui mâna pe mine, tu nu scăt! Eu sunt de o familie mare, fato! Nu ai așa, așa, nici una din la noi nu e așa. Hai. Tu! Nu e conectarea la camera, fete. Zboiul, frate. Încă un p*** și Mariana făcea scurt circuit. Jur. Nu prea să știu de glumă, fetele. Hai că Mariana mereu e soluția de rezervă la orice treabă. În emisiunea asta Mariana și cu Oprică. Când nu avem ceartă, găsește, o avem pe Mariana și pe Oprică. Când e punctele cheie. Da, ele sunt, au mereu nasul mânecă, Mariana cu Oprică, serios. Uite, acum nu avem niciun motiv să decertăm asta. Nu știu dacă ai fi rică pe ciocolată din aia tot la fitelă. Și Oprică? Nu, dacă ai avea o ciocolată de aia la bord. Nu, că n-am treabă. Da, uite, uite, astăzi de ce să ne certăm? Uite, gata, Mariana, motiv. Tipic. Sau Oprică, dacă mai stau un pic și Oprică, imediat găsește ceartă. Vrei să zici ce faci tu acum? Tu, o mare discriminare ca eu să-mi iau mare hate, înțelegi? Dar eu mi-am luat destul și sunt obișnuită okay, în pasă. Termin, vreau eu am făcut o singură glumă, iar tu o dai victimizare să pari eu înțelegi? A, ai făcut material cu mine? Eu am glumit cu tine, dar tu okay. E prea serios, înțelegi? Vreau acum să zic. Okay. Ce mai vrei? A, bine, e glumă. Da, okay. Așa. Acum să-mi amintești ce mai vreau să zic. Amintește, hai că ai uitat deja, zi. Când am venit lângă tine, acum și pe rând. Haide, vrei să plec să-ți aduci aminte? Nu. Plec, ai făcut o glumă, așa. Da. Bine, așa mai merge. Așa. Dar pur și simplu... Păi dacă nu m-a spus să-ți bagă apă ca glumi și pleci de și jos și faci că tot aia, normal că faci așa. Logic, că nu mă asculti. Că urma să-ți zici de asta. Tu cu el ai pregătit asta din timp? Eu cu el am auzit pe telefon, pentru că n-ar să pregătesc. Uite,
Vedem acum logic, chiar să fi făcut asta. Voi dovedeți că puteți să găsiți. Dar nu aveți ce să caut, că nu caut despre tine, Doamne. Dar eu sunt mai sensibilă, tu tot ai punctul la inimă. Dar nu caut. Gata, mi-am amintit, mă o secundă. De exemplu, numai o părere, da? Așa, da. Când J'adore Mocanu era în emisiune, își spuneau că e cu părerea. Așa. Dar numai, îți spun ce spuneau ei. Spuneau că, uite, au auzit că Roxana s-a văzut cu tu. Au auzit că, uite, vezi? Păi și eu am auzit. N-ai adevărat ce ai făcut tu, da? Îmi dau o secundă să zic și după aia zici tu. Și uite-te, când ei și expunea cu părerea că, uite, Roxana cu tot s-a văzut, tu te-ai supărat. Așa și eu m-am supărat. Eu am văzut, dar m-am pupat. Am recunoscut că m-am pupat și la grădină și la film. Dar tu oricum te-ai supărat, ce o să-ți iei? Nu m-am supărat, dar zic, da, m-am văzut. Bă, dar nu m-am supărat, dar m-am văzut și m-am pupat. Am recunoscut că m-am pupat, care-i problema? Vezi, dar tu te-ai supărat, eu zic că am glumit. Ok, dar eu am realizat că n-am de ce să mă supăr ce ai spus tu. Ba, te-ai supărat atunci. Da, vezi? Dar tu și tu te-ai supărat. Adică eu normal m-am supărat. Dacă nu mai aștept să zic că a fost o glumă și încep să-ți ieși să mă blestem, normal că te super, nu? Dar tu ai văzut că am dreptate, adică și tu te-ai supărat. De ce să nu mă supăr eu? Dar eu nu te-am blestemat pe tine. Eu nu te blestem că n-am ce să-ți vorbesc. Adică eu. E normal reacția mea. Că și e normal, super. Dar să nu mă vorbești tu, că nu-ți vorbesc eu. Da, dar tu, de pe tine? Băi, și nici n-am spus numele corecte, Constantin dar Cristi. Dar știu cum cheamă pe ăla, eu am văzut pe telefon. Ține. Hai să zic, eu am văzut la el pe telefon niște mesaje, înțelegi? Nu, așa. Eu, că nu s-a să caut despre ziua despre la tine, știu cine e ăla. După ce termine zic și ceva. Am văzut niște mesaje și o poză cu tine cu el, că tot e așa, nimic așa. Și atunci am glumit cu el și am zis, dacă tu crezi așa... Dă să-ți mai zic ceva. Eu cu el niciodată n-am vorbit la telefon în scris. E un om care mă susține exact ca Bogdan și J'adore. Mamă, dar eu am glumit cu tine. Dar dacă o să vadă emisiune, mi-e interesant săracul. Ce să vadă în emisiune? Că tu ai vorbit în emisiune, nu ai zis nimic în emisiune, nu eu. Tu ai zis. Că să-l dau, dacă o să dea mai tărăt cum plâng, știi? Că uite, eu nu, ai plâns aici, uite, Roxana, eu nu pot să mă critic acum reacționez așa. Că uite, tu numai, tot, de la o părere, tot ai reacționat supărat. Așa, înțelegi? Adică da. E normal că reacționez așa. Da, dar eu nu am blestemat pe băieții. Da, greșesc, da, așa e. Adică că te enervezi să zici că o să mă să fac. Nu, eu, cred că, eu, eu că m-aș enerva pe tine, n-am cum să zic asta, să știi, niciodată în viața mea. Bun, dacă tu zici că e incorrect să blestem, nu mai fac asta, dar adică e un felul meu, voi în felul vostru că vorbiți urât, e un felul ăsta meu. Noi, da, și tu ai zis final că a fost o glumă, nu înțelegi, tu trebuie să reacționezi, trebuie să-ți pierzi, să faci ca toate alea, dacă... Mariana! Sunt mai sensibil. Băi, Mariana! Păi da, să încep să plâng și să mă fac ăștia. Am zis ceva pe hol azi, Mariana, mă auzi? Da. S-am zis să o termin odată cu discuțiile astea. Dar mai am lămurit cu Roxana, gata, mi-a spus că a fost păi gata, terminați-o odată, că m-am săturat de am lămurit. Vrăjeala asta. Am lămurit. Eu sunt mai sensibilă, pun totul gata, la inimă. Gata, schimbați cadrul pe Roxana. Ok, am lămurit cu Roxana. Nu e așa. Păi am da, vrut să explic exact ca să vadă cum a fost de fapt. Ea nu poate să rezolvi o chestiune simplu. Adică să nu dramatizezi să vorbească urșa aia. Începi să o dea în alte vorbi, te duci în alte discuții, după aia începi să plângă, după îți ceri iertare, după aia te cerți, ea nu știu ce. Nu, dar ea, tu n-a vorbit cu tine, fată, pe fotoliu. Da, erau pe fotoliu ea cu el, a? Au vorbit, s-au împăcat și au început să plângă iar. Ce mai vrei să zic acum? Da. Doamne, ferici. El a s-apropiat de mine, dar important dacă el a s-apropiat... Dacă ești tu bine, iubirea mea. Dacă el a s-apropiat... Dacă el a s-apropiat de mine... A, ai întrebat-o pe Mariana sau pe mine? Dacă el a Mariana, nu ești pe subiectul meu, lasă-mă o leacă, vreau să văd ce faci iubirea. Zii, fată, nu v-ați împăcat voi acum? Da, noi ne-am împăcat, Mariana, nu? El a... Eu mai spun încă o dată. Să te întreb. Familia mea a trecut la fel prin multe. Ce? Eu, oamenii care mi-au greșit. Ela, oamenii care... Faza asta. Ela, îți răspunzi la întrebare. Ela, eu îi spun, Andreea. De ce ai făcut o seară cu el? Am trezit tot hotelul. Mariana și m-a speriat. De ce? Cred că Ela vorbea la telefon cu J'adore și Mariana trecea... Da, Mariana, exact ce știu. Păi, peste mine în ce-a făcut? Ardelean, Ardelean! La 7? Ardelean! Da, acolo. Ardelean, când te-ai felicitat de ziua ta și era live, nu suna Husein? O, ferească Dumnezeu ce-a făcut. Pentru că te felicit să mă sune Husein. Păi dacă intră peste mine. Ela vorbea cu J'adore și se auzea din lift și se auzea vocea ei. Ela, de aia ți-a văzut observați. Da, unde era? Ela nu urla, Mariana, tu ai urlat. Ardelean, că m-am corectă eu? Eu am fost incorectă? Cum? Așa, eu te felicitam pe tine și m-a sunat Husein. Dar de, exact, de ea, de ce să fie sunată? Că se auzea, da, s-auzea din lift. Din lift se auzea. M-a speriat, ce se întâmplă? Nu e dreptate, înțelegi? Ba da, eu vorbeam în ce cuvinte. Ela, tu ai exagerat în multe lucruri. Dacă aici nu se face dreptate, Dumnezeu să-ți facă dreptate. Voi m-ați auzit vorbind la telefon? Nu. Tu ai exagerat în ziua lor. Tu știa că e ziua ei. Nu, eu sunt la 8. Eu sunt la 8 și n-am auzit. Mă, Bianca, dacă se auzea... Dar ea are vocea foarte tare, timbru foarte. Când am ridicat cu ea, după aia, când am ridicat și lasă-mă în pace, că vorbeam ceva serios. Păi dacă eu vorbesc
cu iubitul meu. Vine cineva să-mi spună ce să fac eu. Și a venit camera și a venit Mariana. Și Mariana vorbește tare. Dar eu că am felicitat-o pe Ardeleanu în minută pe live. Dar locatora a felicitat-o cu ce vorbim noi acum. Tu ai scris pe grupă că Mariana face gălăgie. Era fata dimineața de când de somn. Dar și tu. Pentru asta. Deci eu dormeam fata seară. O intrat în cameră să-mi explice ea de tine. M-a văzut că dorm, înțelegi? Adică vezi că dorm, intru și urli. Dar pe mine, peste mine a intrat. Andreea, e a meu. Și-a du-te, am înjurat mai multe. Eu înțeleg, mină de tine, Mariana, nu place situația. Dar trebuie să ai control în anumite situații. Că eram supărată când am venit. Ce ți-am făcut? Eu dormeam și tu ai venit să-mi povestești. Eram desculță, dar m-am dus jos. Ai văzut că dorm? Ce să faci? Da, uite, e normal că m-am făcut că dorm. Bineînțeles că m-am făcut că dorm. Ca să nu te aud, frate. Dar de ce să se supre că ai vorbit tu tare? O deranja pe cineva? Da, uite, ai văzut tu. Am auzit cu timpul. Nu a fost la dorul la pe tine. Ardelean, Ardelean. Oprică. Păi, uite, și s-a auzea dacă era... Și nu dormea. Dar de ce țipai la două de noapte tu? Era supărată că, uite, ea tot face... Ora două de noapte. Uite, ce făcea grăcea? Dar eu nu sunt staful să zic că se aude pe fol. Oprică. Și nu m-a dus să bat la ușa la ea cum o putea pe bunica mea. De aia și plâng că e nedrept. Ia de la un etaj, urca la nouăle, să bată la mine la ușă și tot sunt aia rea. Și înțelegi despre ce vorbesc? Mai întrebam stânga-dreapta, ce știi de Bianca, ce face Bianca? Oameni, te cuciu fiind un oraș mic, îți dai seama că poți să afli detalii despre cineva foarte repede. A trecut și ea prin greu, n-a înțeles-o nimeni, multă perioadă, dar acum e foarte bine. Chiar. Și s-a schimbat de când a intrat în emisiune? Enorm, enorm. Acum e mult mai empativ, mai are dragostea asta față de familie. Înainte nu interesa familie, nu voia să plece cât mai departe, să nu mai audă de nimeni. Acum văd că a început să simtă, să fie și ea om. Da. Eu am văzut schimbarea asta de... Adică s-a schimbat mult de când am început să umblu eu cu ea până acum, știi? Au avut niște episoade de, fai, mă vinea și cum, eu nu suport să fie o fată căpoasă cu mine și să nu înțeleagă, mai ales când e mai mică. Și eu știu că, bă, așa e, de-aia normal. Nu că știe mai bine. Nu, mereu a fost așa, nu... O scătătă familie e așa, încăpățânată. Nu neapărat, se manifestă diferit la fiecare. Eu cel puțin zic ca tine, dar fac ca faci că... Adică tu pleci convins că gata, mă, l-am convins. Tu ești cel la care scurtează vorbirea, știi, numai să scapi. Da. Cred că orice om e un puțin încăpățânat și... Băi, dar și cum ai zis cu dragostea asta, e familie, chiar o are să-mi la piciorul. Da, e... Adică de când o afla că trebuie să vii, știi cum e, cu lacrimi în ochi. Și... cu ideea că se mută la Cluj. Știu. Voi știți cel mai bine. Mai bine și pentru tine, când vrei să vii prin părțile alea, ai unde sta. Bă, dacă poți să dezvolți o afacere acolo și știi exact ce vrei, e bine. Dar dacă vrei să vii în București, eu vă ajut cu orice. Nu-mi place București. Adică o perioadă i-au zis că vrea să fii în București, că proiect, știi, vreo două luni. Da, mie unul nu-mi place. Depinde și ce parte a Bucureștiului. Depinde și... Când am venit prima oară în București, mi se părea adică urât, nu știu ce. Într-adevăr, tu ai și Clujul ca termen de comparație, care e mult mai frumos. Dar să știi că și agitația oamenii, și oamenii, dacă îți faci un cerc de prieteni, dacă te înțelegi bine... Cine vorbi? Hai cu cine vorbi? Așa. Sunteți rele, rele tale. Tu și dormi. Tu să meargă să se înculce jumătate de oră și vină. Bă, dar Mariana își ceartă toate fetele. Nu știu că sunt ale tale. Nu m-ai stricat ce... Ce am stricat? Zi-mi o chestie pe care am stricat în gaua așa. Ce trafie am făcut? Dar cum s-o ții? Să nu vezi care are. Dar i-am stricat, i-am făcut ceva. Am dau alu' Dumnezeu. Cum atât dacă e? Dar mă duc. Ardelean, Ardelean, nu mai pot așa unde să...
Păi tu nu poți, dar la noi el a de ce o bătut în cameră? O bătut la mine la ușă, că se auzea. Dar era pe loc. Haideți să nu mai băgăm seama, nu mai vorbim. Nu e dreptate. De ce nu mi-e minciună și răutate? Scoateți afară, doamne. Bianca, Bianca, el a bătut la Ardelea la ușă. Trebuie, trebuie. Adevărat. Că nu se bătă. Degeaba, nu are. Mai vorbești și în continuu. Nu mai apreși acum, chiar nu se mai apreși. Da. Vă mai aveți, a. Dacă aveți la fel, da. Da, uite că ea nu vorbește acolo, nu pot despre ea. Da. Manuela, uite ce cadru. Frumoase urări de sărbători, Manuela. Ce-a zis? N-a ce-a jurat. Te pricepi. Da, asta cu sandale. Cu... Chiar că. N-a ce-a zis? Sandala lui Soare. Zic că ești... Bă, dar are râni în genunchi? Dinozauriță. Am o bubă. Ce are, bă? Are râni în genunchi. Ce mânci acolo? Am o bubă, mă. Opa. A, a spus la moschee, nu? Da mușchiul din partea asta. Auzi, nu, da, așa, Marius. Am jos cu mâncări caroții, e? A zis Manu că... De ce știam că nu te ții de cuvânt, Manu. Jos cu inima. Pă ce-am făcut? Cristi, a zis Manu de ce ai plecat. De ce ai plecat? Așa că cine inima plecat? Ta. Cristi. Da, mă, plecat. Cristi, am zis Cristi! Bă, tu vrei să vin în casa noastră? Da, mă, da, pă, Cristi, bă! Nu vrei să vin în casa noastră? Cristi! Cristi! Bă, Cristi, bă! Vin și la voi, discuția cu cumnatul și vin. Oooo! Unu-i cumnatul în casa! Cumnatul! Dar nu vrei să vin la cumnata? Vin imediat!